pe care am vrea. Nichita. Dar să faceți dacă nu puteți să stați un an de asta măcar? Un an de zile, ca să vă dați seama ce trebuie de femeie. Un an de zile nu m-a văzut că eram buchetat sau cum era. Haideți să vă spun, dacă mă vedea cineva stând aiurea undeva, era pe prima pagină, domnule, ăsta e într-un loc. Dar ea este o femeie, care vrea rău. Ce înseamnă? A făcut o grămadă a chei mincinoase, a vințit lumea. Ea e supărată că tu nu muncești pentru copil, că nu vrei să duci acasă. Dar stai să zici, dar stai să zici, dar stai să zici, dar stai să zici, dar nu stai să zici, dar nu stai să zici, Cristian Doban a venit după bani. Păi nu există așa ceva, ea avea ținut. Dar de ce n-ai fost la botezul copilului? Că m-a trimis prin alte părți, am fost niște mașini. Păi ea m-a trimis aiurea, da, o să vedeți dacă vreți. Și am dat voie la să vie și acasă. Dar tu nu te-ai dorit să fie acolo, ascultă-mă puțin, tu nu te-ai dorit să fie... Păi dacă a furat banitate din buzunar, că mi-e și jenă. Păi ea a furat banitate din buzunar, mi-e jenă. Cum a furat banii? Până cu părinții tăi sunt foarte sărăci, au chestii de... Haideți să vă spun, tata e în Zucra, face apartamente, n-are importanță, ia bani, aia e banii care e pensionar și asta e. Ce acuzație aduci cu Nichita? Ca fapt divers să vedeți cine e. O duc la Iași, da? Luăm chirie, da? Am luat chirie apartamentul ăsta, tata, eu stau numai în apartamentul. L-a făcut curat. Și am scos din buzunar, din banii mei, nu aia, și am dat 7 milioane. Ce credeți că am făcut? Îmi spune după aia tata, și că Cristi, ia-ți 2 milioane înapoi, că eu nu-mi trebuie banii tăi, nu, mai bine mor dacă se iau banii tăi. Acum am stat și a zis, cum tată 2 milioane? Păi ce că 2? Bun, ea a fost în casă și cu el. 5 milioane i-a tras. După aia, i-a furat da, la a doua zi am văzut la ea, mai mă întreb, mi-a dat de unde ai banii ăștia, că tu nu aveai bani. Aveai vreo 60 de euro și aia care a dat pe chirie. Știi ce a spus? A, n-ai știut tu de banii ăștia. Și când acolo era unul care chiar a fost mototola și a făcut, că am făcut o combinație undeva cu ceas, așa de aia știu de banii aia. Și chiar bancrota aia și mi-a fost jenă de tata. Acum să afle și el că a văzut. Păi la 3 de, haideți să vă spun, nu cred că o mamă din țara asta, nu se deranjează la ora 3 să-i facă sarmale. Mirosea pe trena sarmale și ceva, ci eu sunt încă stai niște că face la tata și mama acasă. Au făcut părinții tăi, au primit la, acolo. Au primit două săptămâni, ascultați ce spun, 2 săptămâni la Iași, în pat a stat, n-a ridicat un pai. Atunci de ce crezi că ești nemulțumită? Păi haideți să vă spun, ea a spus de zi, acum ea aruncă toate, știți cum, le aruncă invers, așa. Serviciul mi-a zis, tu să nu faci servici pe 10-15 milioane, că mă faci de râs. Bine, deci tu ai vrut să muncești și ea nu s-a dat voie. Păi am zis lucru.